În momentul în care ai un copil, te dezvolți. Vrei să vorbești pe limba lui, dar pentru asta trebuie să știi ce să-i spui. Iar eu nu am înțeles prea bine ce se întâmplă cu mulți dintre noi, nu am înțeles de altfel. Singurul lucru pe care l-am avut a fost siguranța că va fi mai bine și faptul că dacă eu mă panichez într-o situație, asta nu o să ajute, ba mai rău o să răutățească. Atunci am ales să fiu puternică, să am încredere în mine și să cred că lucrurile se vor schimba. În momentul în care a venit pandemia, noi ne-am bucurat unii de alții, am petrecut timp împreună, neștiind ce va fi. Da, era o incertitudine. Lucrul ăsta ne speria pe toți, faptul că nu știi ce urmează să se întâmple. Am de făcut o alegere. Ori o să mă panichez și o să mă gândesc doar la lucrurile negative sau o să încerc să scot cei mai buni dintr-o situație și să întorc lucrurile în favoarea mea. Așa, de mine noi am deschis un business, am început să facem haine de stat în casă, împreună cu Anais am făcut tot felul de jocuri, am pictat, am colorat, iar de câte ori am întrebat ce se întâmplă, ce este coronavirus, de unde vine, cum arată, ce ne face, am ales să-i spun mami, o să fie bine. Este o perioadă care trece, este o perioadă grea pentru noi toți, dar noi o să rămânem uniți. Așa ea a petrecut inclusiv ziua ei de naștere, care de obicei era un eveniment foarte frumos, cu multă lume, l-a petrecut în izolare, dar am făcut cei mai frumos din situația asta. Ne-am sunat pe FaceTime, am vorbit, am primit cadouri de la ușă, am avut și un tort, am adus o piscinuță plină cu bile, pentru că ea ar fi vrut să fie la locul de joacă, dar am zis dacă nu putem să mergem la locul de joacă, locul de joacă vine la noi acasă. Am ales să nu ne concentrăm pe lucrurile pe care nu le înțelegem, cât să ne gândim că lucrurile vor fi bine dacă noi rămânem uniți. Și așa am făcut. Pentru mine, pandemia a fost o încercare, dar una pozitivă, pentru că din orice situație grea sau complicată sau pe care nu o înțeleg, eu scot ce este mai bun. Așa am încercat să mă adaptez la limbajul lui Anais, care punea foarte multe întrebări. Asta a fost un mare bonding pentru noi, iar faptul că eu am reușit să rămân pozitiv într-o situație atât de grea, mi-a dat încredere în mine, iar în prezent sunt foarte mulțumită de faptul că am ales să nu mă sperie. Eu una rămân pozitivă și sper ca toate lucrurile să revină la normal. Iar în momentul în care vor reveni la normal, cu siguranță, vom aprecia mai mult tot ceea ce avem. Efectiv, o alegere este un lucru pe care alegem să ne spunem că lucrurile vor fi bine și noi vom fi mai puternici împreună.